de Moș Nicolae a arătat într-un mod aparte în comuna Ostra și asta pentru că niciun localnic din această comună nu l-a așteptat pe moș acasă cum era normal, ci în centrul comunei. Fulgușorii de zăpadă s-au uitat din cer să vadă dacă toamna a plecat din orașe și din sat. Pe o aripă de vânt au coborât pe pământ. Localnicii știau că și anul acesta, ca în fiecare an, primarul acestei comune, Ioan Oros, le-a pregătit o seară cu totul și cu totul specială. Vinovați de acest eveniment, așa cum a spus dumneavoastră, sunt eu, în colaborare cu colegii mei, cu doamna viceprimar, care s-a implicat activ în toate acțiunile, cadrele didactice, cărora le mulțumesc, copiilor de la școală și de la grădiniță și, bineînțeles, părinților lor, care au fost alături de noi, și le mulțumesc tuturor concetățenilor mei care sunt alături de noi în această seară frumoasă. Edilul acestei comune a declarat că prin acest eveniment organizat de primăria și Consiliul Local și susținut de școala din localitate, în comuna Ostra se dă startul sărbătorilor de iarnă. Față de anul trecut, în acest an ne-am gândit să facem o surpriză concetățenilor mei și am invitat-o pe doamna Viorica Macovei să ne încânte cu colindele și cântecele ei frumoase. Iar ca și noutate, sunt aceiași colindători ca și anul trecut, copiii noștri de la școală, de la grădiniță și grupul de gospodine, o noutate, care vor colinda în această seară. În această ocazie ne vrem să marcăm începutul frumoaselor sărbători de Crăciun. Noi ne-am pregătit cu vinuri mai mult, pentru că anul trecut am avut surpriza că nu ne ajungă și în acest an sper să ne ajungă. Este ceva simbolic, am copilat și primesc colățel, așa cum se făcea pe vremuri. Eu mă bucur cel mai mult că reușim să ducem mai departe tradițiile și obiceiurile locale. Se spune că un popor care își pierde tradiția și obiceiurile există pericolul să dispară și noi nu vrem așa ceva. Invitata specială din acest an a fost îndrăgita solistă de muzică populară Viorica Macovei, care a subliniat faptul că poporul român este pierdut pe veci fără tradiție și credință. Mai sunt oameni care știu să-și prețuiască valorile, oamenii care reprezintă peste tot în lume și eu vă mulțumesc, domnule primar, că puneți accent pe valoare, pe tradiție, pentru că până la urmă acest popor, fără tradiție și fără credință, ar fi mai sărac. Mulțumim din suflet pentru faptul că susțineți acești tineri frumoși, ansamblurile tradiționale și iată, ați organizat o manifestare. Este minunat să-l așteptăm pe Moș Nicolae aici. Moș Nicolae a venit pentru spectatorii noștri prin surpriza pe care dumneavoastră l-ați făcut-o din suflet pentru sufletele dumnealor. Vă mulțumesc și vă urez bun venit în localitatea asta numărită pe orice cătăriu. În ajun de Moș Nicolae, bucovineanca Viorica Macovei a reușit să încânte publicul cu colinde, cântece patriotice, dar și cu melodii de muzică populară. Colindăm, Doamne, colind, și în cer și pe pământ.
Inginerul Emanuel Havrici, șef la Oculul Silvic Stulpican, dar și candidatul Partidului Social Democrat la alegerile din 11 decembrie, a declarat că este legat sentimental de Comuna Ostra și asta pentru că aici a avut primul loc de muncă. Sunt în Comuna Ostra, aici alături de toți cetățenii. Obișnuiesc să vin în Comuna Ostra, pentru că aici mi-am început cariera, acum 15 ani, ca șef district aici. Mă cunosc cu majoritatea celor din piață și mă simt aici acasă. Sigur că pentru fiecare un loc de muncă, acolo unde îți începi locul de muncă, ai parte de amintiri frumoase. Aveam atunci 23 de ani și iată, de atâția ani revin aici cu plăcere și am venit să simt sărbătorile de iarnă, să simt spiritul acestora și să fiu alături de toți oamenii din această comună. Seara s-a încheiat cu un concert susținut de ansamblul din Comuna Ostra.